poți să-i dai drum. Da, da. Plecăm la Arad. Da. Ne ducem la conferința despre Roma. De ce să mâncăm pui? Eu mă duc la Arad să mâncăm pui. Hey. Alo, Cătălin? Da. Ceau, Daniela Rațiu la telefon. Mi-ai spus să te sun când pornim din Timișoara. Acum am plecat, plecăm din Timișoara cu Marian Rădulescu. Da, așa. Mai puțin undeva în centru, nu știu acum unde, am pierdut un pic pe... Cred că e la atelier la Sorinia, îl sun, da. Îi spun și telefon. Deci e pregătit pentru noi, Cristi Puiu, pentru interviu cu noi? Da, da? E disponibil. Ok, bine. Te sunam? Ceasul este 3:25. Ok. Te sun când intrăm în Arad, bine? Bine. Ok, mersi. Da, ciao, ciao, ciao. Sunt cinematografe. Da. Cum să nu fie, domnule? Sunt 13 săli păi la mall. Cinematograful este de mall, e o distinție. Păi sunt săli de cinema. Sunt săli de cinema unde filmele astea ajung. Ok, nu ar fi ajuns aici, ar fi ajuns la Timiș. Deci ție ți se pare că este o discuție falsă. Da, că ar trebui să strâmbăm din nas la ar trebui să cinematograful ne punem... nu, ar trebui o sală să ne... specială și cinematograful păi, de mall. Sunt aceste ocazii. Băi, oameni, veniți să vedeți Fixer. O săptămână a rulat. Eu stau și mă întreb cum a rulat o săptămână cu doi oameni la fiecare reprezentație. Sau niciunul poate la altele. Adică, dacă ar fi afluența asta de spectator, băi, dar hai mai construiți ceva. Nu vedeți că se dărâmă sala cu public? Oamenii vor. Care oameni vor? Plus de asta, noi nu mai suntem pe vremea de dinainte de 90, adică să ai personal care să aibă grijă cinematograf și nici nu există cultura unui cinematograf de artă în România, nu în Timișoara, pentru că nici în alte părți, mai sus, nu prea avem noi cinematografe de artă. Și atunci, pentru cinema de consum,
sunt destul, n-ajung 20 de săli în mall și am văzut pancarta aia vis-a-vis de Iulius Mall, încă 20 de săli se pregătesc, deci vom avea 40 de săli de mall în Timișoara. Păi câte săli? Adică problema e alta, problema e că la aceste filme de artă care de bine de rău mai ajung, adică de bine, nu de rău, ajung la mall, nu se închesuie din comoditate, de las că vine pe DVD, le iau eu de pe torrent, las că... Nu iubim filmul românesc contemporan? Nu, dar nici la alte filme. Alte filme, de Tony Erdmann. Păi ce, la Tony Erdmann s-au călcat pe picioare, nu, nici vorba. Și a fost film de Oscar, nu, care a candidat pentru Oscar, care a luat premii, adică nu-i de orice unde. Deci nu există interes, există o comoditate. Dar există interes pentru filmele cu efecte speciale? Nu știu, pentru că la acelea nu mă duc eu, deci nu pot să, ar trebui să spună dacă cineva din spate frecventează astfel de... Să ne spună, să mărturisească. Da. Recunoaștem, filmele străine sunt mai dinamice și trăim în secolul vitezei și de aia ne atrag mai tare. Dar și la alea, am fost la IMAX, la Cartea Junglei, nu am avut senzația că rămân fără bilet dacă nu mă grăbesc. Au fost câțiva în sală, la Sing. 3D. Iarăși, n-am avut senzația că e atât de multă lume și eu trebuia să vin mai repede să beau bine. Nu e cu mult diferit. Sau o altă explicație posibilă legată de filmul românesc contemporan. Nu ne place să ne închidem în oglindă? Spectatorul român. Dar nu e numai filmul românesc contemporan. Scuze. Nu e numai filmul românesc contemporan, e și filmul românesc de acum 30 de ani. Adică spectatorilor din România le plăcea să se uite la, deja am pomenit, Probă de microfon, Croaziera, Vânătoare de vulpi, La capătul linii. Nu, nu le plăcea. Lor le plăcea să se uite la Neamării miliardar, la BD, la Munte și la Mare, la Buletin de București, Liceeni, filmele lui Sergiu Nicolaescu, să nu, toate să nu filmele uităm, lui Sergiu Nicolaescu, da. Deci, să spunem altfel, italienilor le plăcea să se uite la filmele Verde realiste atât de mult. La japonez le plăcea să se uite la Dodescaderul lui Kurosawa, pentru care Kurosawa săracul era să moară, pentru că a pus să se sinucide, deci a scăpat ca prin minune de la moarte, pentru că era deprimat când a văzut ce film a făcut, unul la mână și doi la mână, cum a fost primit în astfel de film. Se întâmplă. Nu întotdeauna, adică de cele mai multe ori, când ai un film cu o viziune așa, atât de personală, de cele mai multe ori reacția e... lasă de dorit. Reacția. Așa a fost, este. Pentru multă vreme de acum înainte va fi. Dar într-adevăr există așa o atitudine de respingere a filmelor românești acestea din ultimii 15 ani care pun probleme și care de oarecum constrâng să... Te inconfortează. Sigur că, bineînțeles, Așa cum Sierra Nevada a creat niște stări foarte isterice. Dar după deal 4-3-2 ce a făcut? Poziția copilului. Da, exact. Toate acestea au produs disconfort. Da, exact. Poezia lui Bacovia producea confort, poezia lui Ion Barbu, care nu e atât de deprimantă, dar știm, trăim în niște vremuri în care nu se spune 10 pași să fii fericit. Obsesia asta de a evita nefericirea, de a evita să vorbim despre noi, de a ne privi în oglindă și atunci vrem doar lucruri frumoase, minunate să ne se întâmple și să nu ne punem probleme. Scapă cine poate. Scapă cine poate. Da. Cut din nou. Fac o mână la cameră. Eu mai repede m-am duce la gata. Da. Se ia un bilet spre Brașov. Hai
Intră, că nu-i prea bun oricum. Mă bag eu, aiurea? Nu, nu, ești ok. Cum ai intrat? Salam versus Bach. Cum se face hashtag? Mă rog. Hashtag glumițe. Încă venirea la Arad a fost o ocazie minunată de a vorbi în circunstanțe minunate despre rău. Despre rău e totdeauna interesant să vorbești, în măsura în care încerci să înțelegi logica și să gândești strategii, nu neapărat de contracarare, dar de limitarea acțiunilor. Eu și cu Angelo Mitchievici ne-am referit mai degrabă la răul trecutului de la trecutului comunist. Și evident că aici există terapia memoriei, terapia cunoașterii, terapia... Aș spune că o refuză o parte a societății noastre. Faptul că la Arad există un public atent și interesat, dovedește că această terapie a memoriei bine aplicată poate să fie o terapie de succes. Ne gândim că dacă ar fi fost la Arad în 1948-49, n-ar fi putut avea niciodată această conversație sau cel puțin ar fi avut-o după grad. De la Pogene. Cursa. Și... proiecționiște, tu vin aloși, stai nervos și din alea, așa cum te făcea 2-3 minute asta, pe cine mai încerc pe hieroglifele astea și mă dau foarte mult ca să te scâteze. Zâmbește spre oglindă. Hai, nu te vezi. Mai? M-a jucat puțin. Am utra strâmbă. Cu permisiunea, da, îți cer să facem acest interviu într-un spațiu cumva comun de discuție. Deci cunosc adversitatea ta pentru jurnaliști. Da, eu zic că
Adversitatea. Poți să folosesc asta acum, măcăriță? Da. Adversitatea. În ideea că m-aș poziționa din punctul meu de vedere, deci de poziția mea de scriitor, mai degrabă decât de jurnalist. Mm-hmm. Și atunci, dacă știi asta, probabil nici nu o să fii foarte rezistent la întrebările mele, ca să zic. Da, da, asta e o proiecție, îți dai seama, nu? Adică e un scenariu pe care l-ai fabricat. L-am fabricat pentru că n-am. Ieri, uitându-mă pe, documentându-mă pe net, am văzut, de exemplu... Cămușc, da. Mm-hmm. Și mai ales, de exemplu, erau, după tot să de la cineva, acea... Bine, cu tine. Era după Sira Nevada, anul trecut, după de discuții, interviurile tale. Nu, e adevărat. Aia a fost înainte, adică undeva în aprilie, după ziua... Așa. Deci înainte de Cannes. Dar era oricum, înainte de Sierra Nevada, era un, ca să zic așa, deja un fel de val din asta de... era foarte multe patima legate de declarații de ale tale, interviuri... Legate de ce? De și legate, de exemplu, despre acele acuzații de misogin. Aia nu, așa, aia vine după, în fine. Okay. Așa. Cronologie. Da, cronologie, așa. Cronologie. Așa, da. E interesant asta. Păi mă ajută. Da. Te-aș întreba. Adică... Dar nu îndrăznesc. Răspund la toate întrebările. Da, ok. Arad, despre rău. Au fost conferințe susținute de Lance Tamir, de Lazurca, Marius Lazurca. De ce despre rău? Sau, deci am acceptat. Și am urmărit și filmulețul acela de promovarea prezenței tale aici. În care spui, de exemplu, despre starea de rău în filmul lui Lynch, despre răul care există, nu putem face abstracție de el. Cum este răul? Un cuvânt, la schimb, așa, tu zici răul și eu zic frica. Ok. Sau trebuie să și dezvolt acum. Frica, da. Te vezi și filmul, că discutam pe drum, am venit cu Marian Rădulescu, un critic de film. Care nu e aici? Care este aici. Așa, care este cu noi. Și discutam despre evoluția filmelor tale. Eu am uitat zilele acestea pe Marfa și Banii, în cartușul de Kent. Există acolo și vorbeam că în filmele tale de început există o cheie ironică. Apoi, saltul făcut de tine în Moartea Domnului Lăzărescu, în care este un film despre vulnerabilitate. Unii ar spune că e despre derizoriul societății românești, despre sistemul medical, bla, bla, bla. Nu, este despre vulnerabilitate. Aseară l-am văzut și am văzut scena aia de final. Marfa și Banii e un film despre vulnerabilitate, interesant. Nu. Moartea Domnului Lăzărescu este despre... Da, așa l-am văzut eu. Deși tu spui că spectatorul, din deci să crezi din poziția de spectator că înțelegi un film, este o aroganță. Dar zice tu că ai făcut un salt foarte mare până la Sierra Nevada. Care de fapt este răul efectele lui. Nu știu. Pentru că așa se cheamă conferința din cauza asta. Da. Păi nu, a fost o înțelegere acolo. Eu am avut mai multe discuții cu Cătălin și e greu să găsești un nume, apoi n-a venit cu un argument, el s-a străduit săracul și pare rău că trebuie să-l supun așa la cazne, să găsească un text care să spună ceva despre ce ar putea fi această conferință a mea despre rău. Sună și foarte pretențios conferința. Eu am avut un elev foarte prost. Și acum, dintr-o dată, țin conferințe și despre rău, atenție, adică omul se pricepe. Nu mă pricepe. Ok, cum ai arătat un rol în film? Și atunci am zis așa, poate că cel mai bun titlu ar fi scenariul, asta o să spun și pe scenă, scenariul sau despre... scenariul de film sau despre răul necesar. Că ce am zis, băi, sună prost scenariul de film. Și atunci am zis, Aurora, nu, că Aurora era prea evident legat de un om care ucide, deci sigur. Și am zis, Sierra Nevada. Sau despre răul necesar. Am discutat, ne-am întors așa, ne-am răsucit în jurul titlului și în final
am aflat că se cheamă Sierra Nevada ca rău necesar. A ajuns așa titlul în virtutea traducerii. Adică și asta este poate una dintre capcanele cele mai serioase. Traducerea. Și noi credem că traducem corect. Și nu traducem corect. Niciodată. Niciodată. Dar spunem așa, ne punem de acord asupra unor limite, asupra unor convenții de respectat. Și zicem, asta înseamnă aia. Și, mutatis mutandis, dacă vorbim despre poziția spectatorului în sala de cinema sau poziția cititorului, nu. Noi, nu că ne aflăm în poziția aia, chiar dacă facem filme, suntem și spectatori, ne ducem la film, sau dacă scriem romane, mai și citim romanele altora, iar noi traducem, nu? Când citim, asta facem, traducem. Traducem chiar dacă a fost tradus înainte. Avem noi propria noastră traducere, propria noastră filtre, propria noastră istorie. Și atunci va ieși altceva. Și a fost frumos că lucrurile s-au întâmplat așa și aici, cum a fost frumos cum s-au întâmplat lucrurile și cu interviul ăla, în urma căruia a luat foc Facebook-ul și am devenit misoginul de serviciu. Adică eu am păcate, nene, nu-i așa. Adică aproape că m-au și jenit. Adică misogin, că este păcat. M-a scos. Păi eu m-am scos în fața lui Dumnezeu, dar pe cata de-a voi, o să zică misogin, că bă, asta e subțire. Păi eu am păcate serioase, nu asta, misoginie. Și ce mă zic că asta nu există. Dar, pentru că foarte multe lucruri au fost interpretate de către jurnaliști, așa cum au înțeles ei să le interpreteze, apoi eu vorbesc destul de... n-am un discurs organizat, sar de la una la alta, deschid o mulțime de paranteze, aia e consecința. Și mi-a trimis jurnalistul interviul, deși l-am dat prin februarie, martie, el au ales să-l publice pitirea mea la Cannes și mi-a trimis să-l corectez și mi-am zis, nu-l corectez, nene, să iasă ce-o ieși. Eu nu m-am așteptat să fiu așa de bine răsplătit. Serios, și chiar l-am lăsat. El poate spune. Nu, chiar nu am... L-am citit în momentul în care a fost publicat. Și l-am citit pentru că m-a sunat un prieten din Suedia și mi-a zis că a luat foc Facebook, că uite ce ai scris acolo și nu știu ce. Și mi-a cerut interviu, eu lucram și... Adică l-am rugat să mă înțeleagă că nu găsesc timp liber. Și din preambul spune, mamă, nu știu ce, că face așa un portret al meu de arogant. Chiar munceam, eram atât obosit. Da, nu. Nu pot să-l plimb pe un jurnalist de azi pe mâine așa. Că tot mai e o chestie serioasă. Și a ieșit ce a ieșit. Și m-am bucurat că a ieșit asta. Nu mă așteptam să fiu atât de bine răsplătit, spun, pentru că asta era povestea filmului. Povestea filmului Sierra Nevada este povestea acestei traduceri aproximative. Și noi credem că știm și știm... E foarte, foarte trist. Știm foarte puțin despre noi înșine, cum am putea spune că știm ceva despre ceilalți. Da, captăm. Nu trebuie să stăm într-o zonă de confort, nu ieșim de acolo. Eu am scris un text pe adevărul. Dar ne place. Am scris un poate ne place, da. Premiera de la Timișoara, de la Sierra Nevada, am scris un text pe adevărul, în care cheia mea, că vorbim de cheile personale de a citi, era Sierra Nevada, spațiul nostru concentrațional. Da. Cum este? Dar e bine să dau o altă? Nu neapărat, nu. Așa am simțit eu aceste... 8 spre 9. Nu, așa e. Păi de asta am și ales afișul ăsta. E foarte... Când am făcut Aurora, punctul de plecare era faptul că era legat de faptul că nu putem pătrunde mintea celuilalt. Dar nu pentru că celălalt se protejează, pentru că interlocutorii noștri nu se protejează chiar așa. Adică dacă ar fi să mă iau pe mine drept reper, eu nu prea mă protejez. Și cam le spun, cam pe toate, dar nu vreau să mă întrebe omul, că imediat spun. De asta nu sunt bun de securist. Nu m-ar lua nimeni. Am o trompetă, imediat spun. Dar nu putem pătrunde mintea celuilalt, adică nu putem să
ajungem să înțelegem felul în care se petrec lucrurile, felul în care înțelege omul din fața noastră lumea, și nu lumea așa, că sunt foarte pretențios, un eveniment oarecare, de mică anvergură, dar nu pentru că omul din fața noastră se protejează, ci pentru că noi nu ne putem părăsi propria noastră minte. Vreau, e imposibil, imposibil. Suntem locuiți de mintea noastră? Păi cam asta, nu? Suntem locuiți de noi. Adică, și creierul este foarte, creierul nostru este foarte deștept. Și creierul nostru ne protejează foarte bine. El are un program al lui și noi avem un program al nostru. Ca și cum am fi doi într-unuri. Dacă a venit o astrologă, Inti Sandor, spune că e normal, că ești gărbe ca și în gemeni. Și mie mi-a pus o etichetă. Păi de asta, mă, tu, în tine sunt mulți oameni, dar nu știu dacă e așa. Și când se produce răul? Dacă suntem doi, adică mintea și noi. Am cred că are legătură cu asta, nu. Eu am asistat la două conferințe. Când e punctul ăla de inflexiune în care te duci pe... Sau cum faci răul? Sau... Nu, pentru că ai făcut Aurora și ai intrat, ai fost și cel care a jucat. De asta am jucat. Da, ca să discutăm și pe drum cu Marian Rădulescu. Nu? Pentru că au zis, au existat discuțiile alea în actorii de ce ai jucat tu și n-au jucat actorii, nu? De ce ai jucat tu. Să spun așa, și tocmai de asta, pentru că ai vrut să plonjezi, de fapt, nu? În mintea personajului. Nu? Adică nu există asta. Cum? Nu există asta. Mintea personajului. Nu există personaj. Nu există personaj, nu există un paravan. Ăla nu există. Nu există niciun personaj. Asta este o prostie. Oamenii învață mai prostie în școală. Adică să se bizuie... Ai fi bine dacă omul s-ar bizui pe mintea lui, mintea... Omul e foarte deștept. Dintr-o dată noi încetăm să mai fim deștepți în momentul în care intrăm în malaxorul ăsta al educației. Nu există personaj. Ești doar tu. Tu cu propria ta minte, cu propria ta istorie, cu propria ta singurătate. Tu. Iar personajul ăla... Care el există pe hârtie, nu? Că dar se cheamă cumva, el poartă un nume, pentru că așa a decis autorul să spună povestea, să organizeze de maniera asta, dar tu, în momentul în care joci tu, actorul, în momentul în care ți este distribuit acest rol, tu, dacă faci efortul de a pune lucrurile cap la cap, vei descoperi că personajul e doar un paravan, este o convenție, care nu are atât de... are mai puțin legătură cu tine, cât are legătură cu spectatorul. Adică are legătură cu tine, dar nu nu în sensul ăsta. Adică, domne, există personaje, iar eu îl construiesc. Așa vorbesc actorii de obicei. Am construit un personaj, oare ce face personajul ăsta? Întrebările care sunt puse de regulă regizorului. Dar eu la ce mă gândesc? Care e istoria mea? Dar nu mă interesează, nenea, te gândești. Nu mă interesează care e istoria ta. Eu mă uit la tine și pentru mine trebuie să vibreze aerul atunci când spui ceva, când ești. Pe mine o interesează doar atât, ca tu să fii la timpul prezent. Iar nu mai e personajul. El ești tu. Tu cu istoria ta. Dar oamenilor le este frică. Zic, are mai mult legătură cu spectatorul, pentru că spectatorul, în felul ăsta, îi dai posibilitatea spectatorului să recompună o istorie în care el este personajul. E foarte interesant. Acest pretext care este personajul este folosit în egală măsură de actor și spectator. Dar pentru tine, ca actor, personajul nu te are altă funcție decât aia de paravan, de scut, de armură. Dacă tu vii, spre exemplu, urci pe scenă și le spui oamenilor din sală povestea pe care te postești un eveniment care ți-a întâmplat azi dimineață, asta e convingerea mea, și dacă ești cu adevărat acolo, la timpul prezent, și le spui oamenilor și te mărturisești până la capăt, ei o să zică, domne, e extraordinar ce mare actor. Domne, e extraordinar. Convinția e deja acolo. Tu nu intri la om în casă. El intră cumva în teritoriul ăsta, în lumea asta a teatrului slash filmului, intrând nu în sala de spectacol sau în sala de cinema, el e deja racordat din momentul care a cumpărat biletul. La o poveste care nu este a omului de pe scenă. Din cauza asta, actorii sunt poate singurii oameni care se are... N-am făcut o cercetare în direcția asta, dar cred că sunt singurii oameni sau printre puținii care pot fi ei înșiși la timpul prezent fără ca asta să le pricinuiască, să le aducă prejudicii și să le pună în pericol ziua de mâine.
Dar toți oamenii altfel se tem de ziua de mâine. Dacă mie îmi vine să fac un gest, o să mă rețin, pentru că nu se știe care vor fi consecințele acestui gest. Și pentru că am o experiență deja, nu. Știi că ți-a luat-o peste deget, la părinți, la profesor, nu știu ce. Încet, încet te cenzurezi, dar tu poate că simți altceva. Nu o să o faci, pentru că te gândești la ziua de mâine. E, actorul se află în această situație de a putea fi el însuși la timpul prezent, fiind el însuși cu vorbele altuia, dar fiind el însuși. De aici încolo e speculație filozofică la care sunt mai puțin pregătit. Diletant. Sunt și regizor, care fi pe diletant. Eu sunt diletant, basically. Și mă bucur de condiția asta și nu o să o dau la schimb pentru nimic în mine. Next. Next. Altă întrebare. Nu știu. Da. Dar îmi pun și o ordine lucrurile. Da. Diletant. Sunt aici diletant, să nu spun diletant. Da. Ai luat atâtea premii ultimul de la cine? Așa. Am luat vreo 4 de la cine. Cum te simți așa? Deci, practic, filmul ăsta a luat foarte multe premii. Merge foarte, deci merge, are succes, practic. Cum te simți? Este o întrebare așa puțin, cam un clișeu. Nu, e o întrebare. Și eu aș pune întrebarea asta. Cum te simți, Bregă? Uite, a venit Moș Crăciun și ce ai simțit? Premii, deci are de premii. Nu știu ce să zic. Când ești tânăr, când ești la început de drum, contează premii. Da, da. Acum nu mai contează pe bune. Mai am puțin și dau colțul. Am cu 50 de ani. Sunt pe panta descendentă de 10 ani încoace. Cam cât, care e speranța de viață? Dacă zic 80 de ani, deja sunt ăla hibastăt. Dacă mi-am luat 67. Maică-mea, iată, are 81, 81. Deci, să zicem așa. Deci sunt oricum pe panta descendentă. Lucrurile se organizează diferit. Treci de 40 de ani, nu mai... Alte lucruri contează. Alte lucruri contează. Se aranjează lucrurile și prioritățile. Da. Și de aici vine puțin, vine și povestea, ca să răspund la întrebarea aia, mai a trecut așa puțin neobservată, neauzită. Legată de rău, de unde vine. N-am răspuns la întrebarea asta. Eu pot spune și aleg să vorbesc despre propria mea experiență, despre propria mea trăire și nu pot să, adică nu sunt un bun balerin, nu pot face șpagatul, nu pot face sfoară, așa să șpagatul, sfoară, nu știu ce, cum se cheamă, podul de sus. Trebuie să leg lucrurile astea care sunt, da, eu fac așa, mie mi se întâmplă așa, am constatat asta, cred că îi se aplică tuturor. Ce am constatat eu este că frica este prezentă de fiecare dată când răul e prezent. Și dacă lucrurile se întâmplă așa, probabil că frica are, înseamnă ceva, povestea asta cu frica. Frica pentru că frica fiilor tale sunt despre România, nu știu. Ai oroare de întrebările care ți s-au mai spus? Nu, s-au mai pus, nu, nu, nu vreau să-ți mai fac deja morale, că vor fi greșit înțeles. Da. Am oroare de etichete. Așa. Iată, am găsit o formulă civilizată. Ok, vreau să te întreb, nu, deci filmele tale, în general, deși... Nu sunt despre România, sunt despre mine. Eu spun ce mi s-a întâmplat mie, ce cred eu despre ele. Ok, dar nu poți să faci abstracții de spațiul în care locuiești. Nu poți să faci abstracții de mine. Cum? Cum să fac abstracție de spațiu? Eu vorbesc despre mine. Spațiul ăsta nu există. România nu există. Ea există în mintea fiecăruia dintre noi. Ne punem de acord asupra unor lucruri, spunem că aia e frontiera, ăla este guvernul, ăla e președintele și mai departe. Și suntem de acord cu lucrurile astea și vorbim o limbă, aceeași limbă. Ce noi, noi suntem, cam ăștia sunt românii. Unitate de limbă, tradiție, habar n-am, istorie comună. Istoricii o pot explica mai bine, sau în fine, specialiști în povești din asta, oamenii care se folosesc de cuvinte ca să ne explice nouă cam din ce e făcută lumea. Eu nu fac asta. Din propria mea experiență nu pot spune altceva decât că sunt acasă la mine, în propria mea istorie, cartierul meu, orașul meu, e al meu. Păi, cred că e al meu, nene, și o să îi reclam.
Să mi-l dea înapoi. Eu cum ies din București, sunt în străinătate. Dacă mă duc la Ploiești, înțeleg ce zic oamenii, nu vorbesc românește. Dar sunt în străinătate. Dacă mai trec și munții aici, în partea asta, Transilvania, Banat, etc., Crișana, Marea Mureș, Bucovina. Bucovina mai... deși și Bucovina. Moldova, la fel. Sunt în străinătate în România. Așa... dar nu pentru că mi este străină. Dacă e să fiu onest față de mine. Acasă pentru mine înseamnă un lucru foarte precis. Acasă este acolo unde este acasă. Nu mă interesează ce am învățat în școală. Dacă eu mă simt acasă, acolo mă simt acasă. Dacă mă simt acasă în Italia, nu o să spun că Italia e România, că nu sunt smintit, dar nici nu o să spun că România este acolo unde eu mă simt în străinătate. Mă simt în străinătate. Mă simt acasă la mine și mă simt aici în București, încă din ce în ce mai puțin și acolo. Când mă întorc în istoria mea, dacă eu zic istorie, e foarte important asta, pentru că am crescut în București, în Balta Albă, în Ozana, mergeam la bunici, la Botoșani, am fost de două ori la mare cu părinții, eram sărași, dar n-am bani, sunt la Tichir, că am văzut și marea puțin. Nu o să spun acum că, domnule, eu mă simt, patria mea este acolo, la Tichir, dar o să spun că la Botoșani sunt acasă. La Botoșaniul ăla, la bunica și la bunel. Că apoi, acum, în ultimii ani, întorcându-mă acolo, s-a schimbat orașul. S-a schimbat, adică... Nu devenit nostalgic. Nu, dar... E mai nostalgic? Nu știu. Când te întorci în istoria ta? Nu știu dacă are legătură cu asta. Eu aici încerc să fac o analiză, să înțeleg exact ce înseamnă pentru mine România. Și România înseamnă... câteva lucruri. Apoi pe celelalte le descoper, așa cum le descoperă toți ceilalți. Mi-a plăcut istoria, spre exemplu. Eram bun la istorie. Dar nu mă ajută să înțeleg că, domne, vezi, geton, daci, poate da, poate nu, da. Ardeleni, moldoveni, bacteni. Apoi când mă plimb prin țară, că se întâmplă să mă mai... În ultima vreme am umblat destul de mult pentru că am căutat un conac. Chiar mă simt în străinătate. Mă bucur că oamenii sunt deștepți și au simțul umorului atunci când îl au. Dar mai mult de atât nu pot să-mi... Poate că în asta mă întâlnesc cumva și mă simt cumva acasă în România. Atunci când oamenii... Am căutat un conac, e legat de următorul profil. Uh-huh. Am citit un liber, probabil, un interviu pe care aveți în februarie, dacă nu mai așa cum preot. Era pe un site, un versul credinței sau ceva de genul. A, nu, asta a fost de mult, n-am fost la Brașov. Așa? Înainte de în care mi-a plăcut foarte mult un act când ai fost întrebat ce vrei să arăți sau ce ți se pare important să arăți în filmele tale sau ce vrei tu să regăsești sau ce te emoționează pe tine în filme. Și spuneai înduieșoarea. Nu știu că a spus-o chiar așa. Aproximativ. Acum, eu știu că asta este un lucru, asta e emoția cea mai tare. Da. Dar vorbeam mai mult din poziția de spectator, pentru că asta însemna că eu să am o rețetă, să spun, domnule, dacă faci asta și asta, ajung să-l înduioșesc pe spectator. Nu știu cum ajunge acolo, dar eu știu că eu ca spectator, asta, pentru mine asta este emoția cea mai tare. De fapt, despre asta este filmul, nu? Despre emoție, despre... Nu știu despre ce, din poziția de regizor, adică care sunt... Îți spun întrebarea asta pentru că pe mașină, în drum spre Timișoara cu Marian Rădulescu, încercăm să ne explicăm ce este de fapt, am întrebat pe Marian Rădulescu, ce este pentru el film, ce este de fapt filmul sau ce căutăm în film sau... Nu știu ce este filmul. Niște căutări. Adică fiecare își caută răspunsurile pentru fiecare așa. E că sunt lucruri pe care le înțelegi destul de repede în momentul în care intri în relație, în contact cu ele. Și nu ai nevoie să cauți prin dicționare, docte, cuvinte pentru a
explica... defini ce... Da, ce poate nici nu e necesar, de fapt, să... Am fost la festivala Luca acum și am mâncat o supă foarte bună. Extraordinar de bună. O mare descoperire. Minestrone verde. Se cheamă garmugia. În Toscana se zice, m-a corectat, garmuja. Sună bine garmuja. Garmuja lucchese. Și se face din mazăre fava, care e bob, cred că e în românește, ruda aia fasole. La strâmb, așa. Bob, da. Deci mazăre bob, verzi toate, nu spate. Mazăre bob, sparanghel verde și anghinare. Extraordinar. Și în farfurie arată bine. Adică nu se... nu pui mixer în ea. Nu distrugi. Arată extraordinar. Și... se întâmplă ceva. Adică mie mi s-a întâmplat ceva, am primit, nu știu ce am comandat, eram curios, ce-o fi asta. Am început să-mi dea o specialitate de aici, de alu, vreau să văd și o chestie de scopă. Mi-a plăcut foarte mult și eu. Dacă m-am să vorbesc despre ea, spun mai puțin. Da. Adică ce să-ți spun? Da. Mi-a plăcut foarte mult. Da. Deci ce este o garmuja? Garmuja. E foarte greu de spus. Dacă noi suntem... atenți la lucrurile astea, atunci e imposibil să nu înțelegem, să nu realizăm că suntem, că printre ispitele astea care ne pasc, se află și asta. Ispita asta foarte serioasă, gândul că totul poate fi pus în cuvinte. Nu poate fi pus. De altfel, lucrurile cu adevărat importante nu pot fi puse în cuvinte. Nu pot fi puse în cuvinte, lucrurile cu adevărat importante. Și dacă suntem suficient de lucizi, adică nu... adică, dacă nu dormim pe noi, observăm destul de repede, destul de ușor că atunci când deschidem gura să spunem, să ne mărturisim, să zicem dragostea, spunem mai prostii. E cum faci asta? Ești, totuși simți nevoia să vorbești, să spui. Și mai prostii. Și te auzi. Spune mai prostii. Adică, bine, te bizui pe cel din fața ta că îl înțelege și ăla sau aia, că au trecut și ei pe acolo. Și atunci ăla înțelege, sau aia înțelege, ce se întâmplă în mintea ta cumva, că e o chestie acolo care îi amintește de ceva, de o chestie pe care a trăit-o și care se cheamă dragoste sau iubire. Dar spune mai prostie atunci când vorbim despre asta. Și cu toate astea, educația ne-a învățat că, dom'le, cuvintele. Și spui, educația ne deformează? Era Fellini, pe care avea o carte de memoriale lui, și în care spunea că până ajung copiii la școală, până la 7 ani, nu? După aceea se produce deformarea noastră, de fapt, prin educație. Lui s-a întâmplat asta. El așa spunea. Pe ei s-a întâmplat. Mi se întâmplă tuturor, așa, da. Nu știu dacă... Că spui mai rău de educație, de... ne deformează? Se întâmplă ceva acolo. Eu nu știu dacă ne deformează. Ar fi să credem... Adică, eu cred că oamenii sunt deștepți, dar niște așa deștepți. Atenție. Adică, e complicat asta, cât de tare să te deformeze. Adică, să te deformeze. Adică să nu mai, să nu-ți păstrezi forma sau cum e, să te deformeze. Toate sunt în tine. În funcție de dascăl, nu, el ajunge să hrănească, să, dacă lucrurile se întâmplă în mod fericit, să
alimenteze, să, sau să traumatizeze, stimuleze sau să, în tine, da, sau să inhibe unul sau altul. Din, da. Păi nu, că oricum dai la schimb. Nu se poate să crești așa, ca un, da, copac fără nume. Nu e, pare că din cauza, poate că există așa o sămânță pentru tot ce este sub soare, dar vânturile, nu știu ce, precipitațiile le transformă, aia devine salci, aia devine gândac, aia devine porc de Guinea, nu știu. Habar n-am, nu știu, zic. Dar nu ai cum să crești. Substanța intimă nu se pierde. Ajunge să fie mai să nu înflorească așa de plin, sau să nu înflorească deloc. Așa, ca și cum ai avea într-un ghiveci o mușcată care n-a florit niciodată. Dar frunzele sunt alea, dar n-a florit niciodată, dacă se poate așa ceva. Doamne, am o mușcată, n-am văzut, n-a făcut, n-a dat flori niciodată, nu se poate. Teoretic, cel puțin, nu se poate. Revenind, îmi spuneai că auzi un conac. Următorul tău proiect de film. Ne poți spune câte ceva despre asta? Da, eu pot să spun că nu. E foarte greu să găsești un vânător în România. Da? Da. Adică sunt multe, foarte multe, dar mă interesează Oltenia, Moldova, Muntenia, adică România asta pe care care au călcat-o rușii atunci în după 23-44, adică înainte de a trece munții și a fost momentul ăla, contactul, de fapt, Bucureștiul și împrejurimile mai degrabă. Adică povestea, în fine, am mai multe povești legate de conacul ăsta. Este foarte complicat. N-am conacul. Am vreo 3 povești legate de conac. Prima poveste pe care am scris-o este legată de un... este mai legată de cinema decât de istoria românilor. Și era un fel de replică la genre noir, la Rêve du jeu. Și acțiunea se petrecea undeva la 1906. Și acum suntem în discuții cu niște producători din Suedia, Bulgaria și Franța. Probabil că va trebui să mă duc până în Suedia să văd un castel, telefonat, așa, mansion, manual, așa, care se cheamă Sturekov Castle. Castle. Nu știu cum se cheamă, nu știu ce am în suedeză, dar Sturekov se cheamă el. Și va trebui să mă duc să-l văd. Dar nu-mi vine să nu văd, adică mi-e foarte greu. Dacă voi face pasul ăsta, va fi un pas foarte, foarte, foarte greu. Foarte, foarte greu. Va fi pentru prima dată când voi filma în altă parte, nu acasă, nu în România, nu în București. Va fi pentru prima dată când... adică, am făcut niște workshop-uri în Franța, alea nu se pun. Pentru prima dată când voi face un film într-o limbă străină, în franceză, și va fi pentru prima dată când voi face un film de epocă. Sunt 3 dintr-o dată, este foarte greu. Și nu prea mai am chef să fac film. Este foarte greu și mă consum foarte tare și de un an mi-am închiriat un atelier și m-am întors la pictură și mi-e așa de bine. Și nu, e foarte greu, e foarte greu. E foarte greu să obții banii, apoi după ce obții banii este foarte complicat cu oamenii, ești în permanență sub presiune.
suferință permanentă, permanentă, stres, angoase. Pentru că eu sunt un om foarte norocos, dar nu chiar atât de norocos, încât să nu mă gândesc că, de fapt, fiecare film pe care îl fac este ultimul pe care îl fac. Adică, nu așa l-am făcut sub presiune, pentru că era foarte greu de spus dacă vom putea face un alt film. A fost greu la Marfa și Banii, a fost un coșmar. Un coșmar a fost. Ai ceea ce spun scriitorii? Au ce blank? Nu. De bani. De bani. Dacă ai banii, e ușor. Dar după povestea cu banii, e povestea cu oamenii din ea. Și trădarea este o regulă. Dar nu pentru că oamenii sunt răi și te trădează, pentru că sunt niște trădători ei. Și pentru că ești singur. Filmul este al regizorului. Doar regizorul vine dimineața la filmare ca să facă un film. Ceilalți vin ca să facă, fiecare care vine pentru alt motiv. Nimeni nu vine acolo ca să facă un film. Regizorul și producătorul vin în relațiuni financiare, producătorul în principal. Iar ceilalți vin să-și facă treaba? Da. Actorul vine ca să joace și interesează. Sunt situații destul de comice. Adică atunci când spune un actor să filme sau actrițe, mai ales cu actrițele, se întâmplă lucruri. Din asta eu am fost iarăși protejat. Mi s-a întâmplat o dată sau de două, de puține ori. Pentru că sunt, probabil că îi sperii pe oameni. Că sunt foarte radical, așa, direct din prima spun. Și atunci oamenii fac un pas înapoi și după aceea e nebun. Nu o să insist. Dar mi s-au întâmplat lucruri din astea. Dar actorii se supără, spre exemplu, că le tai replici. Păi, stai puțin, eu sunt regizorul filmului. Eu am scris textul. Eu am socotit atunci că ar fi bine ca personajul să spună asta, acum socotesc că nu e bine. Adică, pe modelul eu te-am făcut, eu te omor, nu? Textule. Și o tai. Și actorul suferă. Nu am tăiat replicile lui. Apoi, felul în care construiesc miza în scenă îi aduce pe actori de multe ori să fie cu spatele la cameră. Mare supărare. Când mai trebuie acolo să uităm video asistă, păi de ce am uitat la filmare, că mă văd mai din spate și nu știu. E foarte complicat. Apoi operatorul vorbește cu el și vorbește despre film. Operatorul vorbește despre imagine. E foarte atent acolo la mica lui construcție, nu știu ce, o compoziție, care nu mă interesează. În momentul în care faci pictură, eu am făcut pictură de mic și lucrurile astea le înveți în școală, lucrurile astea care sunt legate de compoziție. La un moment dat devii, adică e o păcăleală. Este o, e un soi de minciună. La fel cum este un soi de minciună și ceea ce face cel care scrie. Indiferent că scrie romane, indiferent că scrie scenarii de film. Oamenii care scriu povești. Adică cât de mare să fie aroganța încât tu să crezi că ai închis povestea acolo și ai spus tu povestea și cam așa s-a întâmplat. Ei, pe bune! Chiar așa? Ei, chiar așa! Și citești romanul și zici, uite, domne, gata, asta cu asta, asta cu aia, se duce cu aia, cu aia, cu aia. Am înțeles. Nu e așa. Nu toți autorii fac asta, bineînțeles. Dar se întâmplă. Sunt frecvențe, întâlnești. Filmul american, filmul de consum, filmul de entertainment, de divertisment. Cum necum, povestea începe în punctul A, se termină în punctul B, toate sertarele deschise în prima parte a filmului vor fi închise în partea a doua a filmului și lumea pleacă fericită acasă, au înțeles, americanii au salvat planeta, mișto, și mă culc. Nu e așa, nu funcționează așa. La fel cum nu funcționează nici povestea cu compoziția. Când fotografiezi, compui într-un fel, când pictezi, compui într-un fel, când filmezi, compui într-un fel, se adaugă mișcarea, să zicem. Dar, cumva, referința rămâne imaginea fixă. Și toți vor să aibă, aproape la fiecare secundă, dacă se poate, o compoziție armonioasă. Nu se poate să te gândești la compoziție în momentul în care ai niște oameni în fața aparatului. Nu se poate. Nu se poate. La moare acolo, dar tu ești atent la domne să intre și vaza din planul 3. Nu se poate asta. Nu se poate. Și atunci apare alt conflict. Adică eu cu operatorul și încep să url. Se întâmplă să fie oameni prin preajmă care să fie atenți la ceea ce fac. E suficient să ai 2-3 în echipă. Și în același timp să
vadă filmul, adică să facă acest exercițiu obligatoriu de imaginație. Dom'le, ceea ce fac eu aici, eu, sunetul ăsta, să va intra undeva în chestie, cam cu ceva semana. Fie că e inginerul de sunet, vorbeam despre sunet acum, sau operatorul, tu ca regizor, atunci când primești tipul ăsta de întrebări, te simți mai puțin singur, te simți bine. Adică, iată un om care se gândește la film, deci fii atent cum funcționează, aia cu aia cu aia. Și dintr-o dată se deschide și dintr-o dată ar putea să funcționeze, adică de manieră autonomă, ceea ce eu îmi doresc din tot sufletul, numai că este aproape imposibil, pentru că oamenii fug de responsabilitate, iar venit, asta mă interesează. Când vorbesc cu operatorii care am lucrat, am încercat să lucrez în felul ăsta, nu s-a putut. Dar tuturor le-am spus, băi, pe mine ce mă interesează este miza în scenă și vreau să mă surprinzi. Eu spun povestea punând în scenă, spune-mi tu povestea prin aparat. Tu ai fost parașutat acolo. Uită-te la lucruri și povestește-mă. E liber. Uite, dubla asta, două duble, trei duble. Fă-le tu, filmează-le tu. Nu vreau să dau nicio indicație. I-am omorât. I-am omorât. N-a făcut nimeni. Cum să facă? Păi stai puțin. Păi nu ne nezim cum ce... Adică ce e important aici? Păi nu știu ce e important aici. Ai scenă aglăcit. După tine ce e important? Pentru mine e important să pun asta în scenă. Filmează în peretele, filmează niște... Habar n-am, păsărele, pe geam. Și aici, crima. Poate că funcționează. Dacă nu o să o faci niciodată, cum să o înțelegi dacă nu o faci niciodată? Și nu o faci pentru că ți-e frică. Da, nu mai regizor să gândește la film. Fiecare din... Mă rog, ceilalți gândesc fiecare la ale lor. Nu este o acuză, e o constatare. Dacă nu să nu-ți asumă responsabilitatea. Nu știu, nu toți regizorii lucrează așa. Sunt regizori care impun un mod de filmare, un mod de lucru și majoritatea fac așa. Ești un regizor dificil? În relația cu... Păi nu știu, nu cred că eu sunt, ce să spun eu, că nu sunt sau că sunt. Trebuie să-i întrebați pe cei mei. Oamenii care am lucrat. Cred că sunt dificil. Oricum sunt nu tac. Dar nu-mi convine ceva... Cârâi. Adică nu pot să... E o prostie, nu sunt bun la asta. Regizor mai bun decât mine, diplomat, nu știu ce. Și formula asta. Eu le zic prost. Băi, știu, a fost prost. Dar prost, rău de tot. Alții folosesc formula asta. Foarte interesant, foarte bine, foarte bine, mulțumesc. Hai să mai încercăm o dată, dar de data asta hai să schimbăm. Și nu pot să fac asta. Nu pot să fac asta. Eu fac filmul pentru mine, în primul rând. Iar dacă nu mă bucur acolo la videoclip, dacă nu-i văd pe oamenii aia liberi acolo, făcând lucrurile și îndrăznind, nu mă interesează. E atât de greu. Alea 40 de zile sau 50 de zile, sau cum a fost la Aurora în două reprize, zilele de filmare, e un coșmar. Iar felul în care a răspuns Spielberg e foarte just. Citeam undeva care este lucrul cel mai greu de făcut pentru un regizor. Și zice să te dai jos din mașină. Așa e, nene. Dimineața când vin la filmare. Dacă te dai jos din mașină, faci filmul. Dar e atât de greu să te dai jos din mașină. Mă, și la Aurora a fost un coșmar. Și ajungeam dimineața acolo. Nici nu dormeam. Nici la Lăzăresc nu am dormit așa. De fapt, când lucrez, nu prea dormim. Și ajungeam și eram într-un alt sistem de coordonate și era pace și bucurie și fericire. Și atât de greu. Și trebuie să iei de la început. Și pentru tine ai scris textul, să-l auzi de atâtea ori. Nu mai pierzi repetele, nu mai înțelegi nimic. Nu știi ce cauți acolo, de ce ai ales meseria asta. Ce lumea trag multe duble. Ca și cum eu asta aș vrea. Vreau una atât aș vrea. Una. Pac, pac. Dar nu se poate. Nu sunt făcut să fiu regizor. Am ales să fac filme cu curiozitate. Curiozitatea am dat la regizor. Să învăț ceva. Și când pictez, sunt un om foarte impulsiv, da? Și pictez și pictez repede. Pictez repede. Sunt foarte nervos. Și...
Nu mi se potrivește. Mă, dar s-a aud atâta ori textul. Îmi vine să-l schimb, îmi vine să-i fac ceva. Îmi vine să le fac ceva acolo. La Aurora asta am făcut. Aia a fost o chestie foarte tare. Că eram în fața aparatului și trebuia să mă urmărească. Și făceam repetiția, mergeam într-o direcție și când beam acțiune, plecam în altă parte. Panică! Unde ce face camera? Că ăsta, Sergur, și ceilalți, când au rugat, erau, nu știu ce, gata, repetiție odată, de două, și bă, o mișcare lină, nu știu ce, adică ce mișto, sunt eu operator și ce frumos urmăresc personajul. Că asta am înțeles că sunt și niște exigențe acolo la școală, când îmi fac să iau operatorine. Și pleca acțiunea, dar mă doar, pac, plecă, stai, unde te duci? Bă, frate, ce faci? Bă, nu mai fă din astea. Îmi zicea, de ce să nu fac? E film, eu sunt regizor. Dacă eu vreau să fac, vreau să fac chestia asta. Vreau să fie greșit, nene. Vreau să fie greșit. Haide. Vreau să te simt pe tine în spatele aparatului de filmat că ești acolo și îți bate inima pentru omul ăsta din cadru. Dar nu se întâmplă. Oamenii se gândesc la compoziție frumos. Lumină. Facem o lumină din asta așa, un Vermeer. Dar apucă... Da, pot să înțeleg asta, pot să înțeleg. Da, pentru că toate filme funcționează. La mine nu funcționează. Nu mă interesează lucrurile astea. Singurele lucruri care sunt cu adevărat importante în filmele mele și în filmele de care sunt eu atașat, sunt lucrurile alea care au legătură cu ceea ce s-ar putea numi inefabilos. Lucrurile alea care apar. Nu sunt puse de tine, nu sunt puse de actor, nu sunt puse de nimeni. Ele se întâmplă. Și când se întâmplă, you're in heaven. Atât. Restul este balast. Balast. Și ca să se întâmple, trebuie să te abandonezi. Să nu te mai gândești la ziua de mâine. Dar toți ne gândim la ziua de mâine. Aoleu. Și în momentul în care tragi multe duble, actorii obosesc. Și când obosesc actorii, înflorește regizorul. Ești la curent cu realitățile sociopolitice. Cu ce face Iohannis, de exemplu. Nu, de exemplu, ești la curent cu acel vas cu 8800 de oi. Care am auzit de asta. Un vas de spionaj ieri, rusesc. Acum câteva zile. Iar sau la de ieri. De spionaj? Da, așa. Și ăla de oi? Da. Mamă, ce mișto! Și printre oi era și lui de Fines. Adică... Deci... Eu nu cred nimic din toate astea. Da. Nu cred nimic. S-au întâmplat lucrurile. Evenimentul e acolo. Dar el urmează să fie povestit. Și ți-l povestesc că e așa, e așa. Oare rușii ce au zis despre povestea asta? Domne, vasul nostru de spionaj a fost cufundat de... Așa au zis rușii? Nu au avut o declarație oficială. Ce puțin cumva. Ceea ce ne îndeamnă să credem că era cu adevărat un vas de spionaj. Nu știu ce să cred despre asta. Nu cred nimic despre. Nu cred nimic. Nu cred asta. Nu mai cred. Așa. Era în piața universității, aia spuneau că suntem cumpărați cu droguri, blugi și dolari. Da. Mergeam fiecare zi aproape acolo, băieți din cartier. Urlau împotriva lui Iliescu, comunismul, neocomunismul, nu știu ce. Nu mi-a plăcut Marian Munteanu, nu mi-a plăcut Marian Munteanu. Adică era, bă, cine e ăla acolo? Da, chiar așa s-a întâmplat aici, în piața universității. Da, da, da. După aceea ce a urmat e și mai trist. Dar în momentul în care veni mineri și l-au bătut, am fost solidar, mi s-a părut horror. Dar seara ne întorceam acasă și apăreau ăștia pe post și spuneam că sunt... Păi n-am primit nene, nici dolar. Dați-mi și mie dolar, mă, că să știu o treabă. Niște blugi. Niște blugi erau bune atunci. Erau bune. Na, eu îi dau ăștia blugi piramid de la Istanbul. Și da. Jefferson. Asta mă ținut. Era în zona asta. Aici, la sârbi. Jefferson. Până când i-a anesteziat și pe sârbi și gata, s-a terminat. Da, da. Cum este realitatea pentru tine asta, așa, cu oi, cu Coreea de Nord care amenință, cu America, Europa, așa? Poveștile astea din presă, eu le citesc, așa, și nu mă interesează. Pe măsură ce citesc, mi se pare, okay, da, fac parte dintr-o poveste. Da, poate povestea cu oile este... Da, toate sunt niște povești. Noi nu știm ce se întâmplă acolo. Nu știm ce se întâmplă la noi în ogradă, bine. Ce se întâmplă cu terorismul, eu știu, merge în Franța... Good question. Ce înseamnă terorismul? Da. Ce înseamnă terorismul? Ce înseamnă? Ce spune media? Crezi că, de fapt, o manipulare a media? Nu pe bune, că... nu pe bune. Adică eu dețin puterea și sunt atât de generos încât las presa să spună ce vrea.
Unde există chestia asta? Vreau eu, îl mănânc pe ăla. Deci informația e controlată, nu? Bineînțeles că e controlată. Bineînțeles că e controlată. Bineînțeles că e controlată. Atunci care e adevărul? Sau nu știm? Sau... Adevărul e că se fură, stimați tovarăși. 10-15 minute. Și intru la, pe masa de operație? Da. Da, un anestezian. Nu știu care este adevărul. Da. Nu știu care este adevărul. Adică... sunt tentat să spun că... sunt tentat să cred, chiar cred că nu este o vorbă oală. Adică în sensul în care cuvântul ăsta spune ceva despre ceva care chiar există, adevărul. Dar, nu știu, mai degrabă aș spune că tot ce vedem și auzim este de dor pervertit. Fără ca oamenii să fie prin asta răi. Odată este pervertit de cel care transmite mesajul și a doua oară de cel care primește mesajul. Mai există încă un... există și drumul pe care îl parcurge mesajul. Și atunci pot apărea pe drumul ăsta fel de fel de bruiaje, la telefonul pe fir. Și atunci despre ce adevăr vorbim? Care e toată povestea? Adică ce e de fapt adevărat într-un enunț? Ok, într-un enunț, dar realitatea e... se întâmplă realitatea. Ce e realitatea? Atentatul la Paris, de exemplu. Aia e realitatea. Nu e realitatea. Aia e o informație. E o știre. Ok. Realitatea e informația, e știrea, nu? Nu, uite, de exemplu, o foarte bună amică era atunci, în noaptea ultimului. Uite, de exemplu, lasă-mă pe ea să spun o chestie. O să ne despărțim, o să plecăm stânga, dreapta, sus, jos, nord, sud, est, vest și tu o să spui o poveste despre această întâlnire, e o alta. Care e realitatea? Ok, astea sunt despre lucruri pe care le discutăm, dar eu mă refer la lucrurile care fizic se întâmplă, nu? Deci asta se întâmplă fizic, ia. Da. Ia, fizic, uităm aici. Da. Cum adică? Da. Pare așa umană. Păi cam așa. Dacă îmi permiteți să intervin, spuneți de Marianu Munteanu, dar atunci când aveți 23 de ani și ați fost în fața universității, mai era un actor la balcon. Mai era un actor? Au venit mulți oameni la balcon. Care a fost și el bătut. Ah, Dragoș Peslavu. Da. Da, săracu. Părintele... Valerian. Valerian. Care e fan Cristi Pur. Pe bune, abar n-avea. Ce mișto, mamă, mă duc acum să zic vorbesc. Ia, bă, vă spun eu acum despre rău aici. N-aș știu, cum adică fan. Adică au văzut și i-au plăcut. Când se negătura cu el. A, mi se pare mișto asta. De ani de zi. Ce a văzut? A văzut Lăzărescu, sau? Și Marfa și Lăzărescu, Aurora și Sierra Nevada. N-a văzut Cartușul. A văzut Sierra Nevada? Da. Trimis. Serios? Da. Și ce a zis? I-a plăcut foarte mult. Din păcate, era o copie cu sonorul foarte nu tocmai foarte, foarte bun și n-au înțeles tot dialogul. Și am zis să aștepte până apare DVD-ul. Da, păi îi trimit unul cu dedicație. Da, am zis să-l asculte la căști. Că scoatem la TIF în iunie. Da, deci ar fi am foarte bucuros. Și mai am o întrebare, dar am așa niște rezerve, dacă să o adresez sau să nu o adresez. Apropo de inefabil și de felul în care inefabilul e important pentru dumneavoastră ca regizor, mă gândeam dacă muzica, iar nu ilustrația muzicală, ci muzica, nu știu dacă să-i spun originală, muzica scrisă pentru... Muzica film. De film, aia, ce se numește muzica de film, Bernard Herrmann la Hirschman. Nu, la noi, să nu mergem până acolo, la noi, oare ea nu a putut în filmele românești, după Cristi Puiu, întrebarea era pentru dumneavoastră, să contribuie și ea ca personaj. Păi nu mă interesează chestia asta, pentru că sunt trucuri și îmi caut să fug de toate trucurile posibile. Din cauza asta am și probleme cu actorii. Actorii au, în cariera lor, au
ajuns la niște formule pe care le tot folosesc, pentru că odată ce ai fost aplaudat pentru nu știu ce truc, îl vei folosi din nou și din nou și din nou. Și asta caut să mătur cât pot de mult din trucurile astea și din trucurile de regie și să ajung așa, să fie filmul așa ca o respirație, să fie ca o ideogramă, ca în caligrafia japoneză. Muzica, atunci când apare, ea este legată de ceea ce se întâmplă în interiorul imaginii. Eu am folosit, de exemplu, în Aurora, am folosit un fragment din muzica făcută de Shostakovich pentru Hamletul lui, cum îl cheamă așa, nu știu cum îl cheamă pe televizor, așa, și aia chiar vine de niciunde, e pusă, puf, așa, acolo. Eu vreau la muzica, să zicem, din filmele lui Soukan. Da, da, da. La muzica din film. Da, dar aia muzica, aia e făcută, aia e muzică de film. Ce-a folosit. Da. Aia, Hamletul ăla lui Shostakovich e făcută pentru film, este muzică de film. Și am folosit-o în filmul Aurora, un fragment pe care se cheamă The Hunt, Vânătoare. Am pus-o acolo la un moment dat așa, trosc. Așa este și muzica în toate, muzica de film în toate filmele, e trosc. Și ea ajută tot felul, emoții, gânduri, chestii, stai puțin, metafizică. Nu e, nene. Nu e. De unde apare muzica aia? Cine o vede? E autorul. Eu când îl simt pe autor acolo prezent, am o problemă. Deși spectator la film, mă bucur de ele. Adică mi se pare mișto atunci când există așa un minim de ironie, de autoironie, cum se întâmplă la Hitchcock. Sau poate că eu citesc așa filmele, poate că sunt total pe lângă. Nu-mi displace muzica așa de manieră generală în filme, dar eu nu pot să o folosesc, că nu înțeleg în ce fel se leagă ea de ceea ce spun eu. Altfel decât că este o cârjă. În Sierra Nevada am folosit muzică, muzica aia care vine de la radio, da? Am folosit-o. Criteriul după care am ales-o are legătură cu mine și cu propria mea viață. O muzică asta din anii 70, în principal muzică din anii 70, anii copilăriei mele. La originea filmului se află Moartea lui Taikamiu și am vrut să am muzica asta și am căutat. N-am avut tot ce-am vrut, pentru că e foarte complicat. Dar am avut suficient, adică nu mă pot plânge, am plătit, nu știu, că am costat vreo 100.000 de euro numai muzica. Aș fi vrut să folosesc și o piesă de a lui Beatles, Golden Slumbers și Wings și Electric Light Orchestra, dar foarte greu să obții drepturile. Și la Beatles, de exemplu, e foarte scump. Dar ăsta a fost criteriul. Cumva, apoi la montaj, când pui muzica pe secvența ta, într-o dată se întâmplă ceva. Muzica este foarte puternică. Este. Da. Dar pe mine mă interesează oamenii și în momentul în care vin cu trucuri din astea, adică e suficient așa că iese dintr-o sursă și oricum am ținut-o jos. Da. Dar în momentul în care pui pedala, dai blană și începe și intră orchestra, Tererere Rachmaninov, nu știu ce, și începe și plânge lumea în sală. Mi se pare că este nedrept pentru film, nedrept pentru compozitor Rachmaninov și nu știu ce. Acum deja Hollywood a făcut posibil trecerea și de multe ori funcționează. Nu zic că nu are ce să caute, dar când o să pun muzică în filmele mele, înseamnă că m-am tâmpit de tot. Trebuie să fiu împușcat așa, precum cai. Și caii se împușcă, nu știu. Caii care se împușcă în filmul și caii se împușcă. Da. Dar îți mulțumesc. Mersi. Dar știi că se merg cu Madonna? Uitam aici ce fac, frate. Mi-a dat Madonna interviu. Nu, da. Bune. Ascultându-vă, vorbind despre frică, mi-am adus aminte de secvența aceea, din secvențe în care personajul de care vorbim, Dragoș Păslaru, dacă țineți minte, e în microbus și se uită așteptând de la tată o feedback. A fost bine? Cum a fost? A fost bine? Mm-hmm. Și te-ai cam înțeat că am fost frică. Dacă am fost. Sau te-ai speriat. Păi m-am cam speriat. Apropo de frica actorului, n-am făcut niciodată legătura cu secvența aceea. Da. Așa e. Dar asta e. Este constantă. Frica e constantă.
partea cea mai nasoală e că, că suntem, că nu ne dăm seama de, dacă intră pe oamenii ăștia, am fost, am fost la un botez, am fost naș. Și un preot foarte ok. Și dintr-una într-alta, nu știu ce, nu e vorba și cum trece timpul și cât de repede zboară timpul. Îi spuneți dumneavoastră, erau străbunica copilului, bunica soției ăsta, mamei. Și îi spuneți cum a trecut viața ăsta. Păi, la un clip, nici n-am simțit. E incredibil, nu? Cam cât de proști suntem. Că e ca și cum ai trăit, de fapt, în fiecare clipă, le-ai trăit la timpul prezent, dar tu îți faci planuri. Dar trebuie să trăiești aici, acum, nu spun o noutate. Dar când o constați tu pe pielea ta, chiar este o noutate. Așa o citești prin cărți, carte. Zici, mamă, ce mișto. Oare, da, sigur, și mai și folosești. Aia să ajungi când te duci să tânăr fiind, nu? Să le curtezi pe fete sau... Și folosești fel de fel de astea. E ridicol, dar trece. Eu am 50 de ani, da? Am 50 de ani. Mulți ani. Și eu sunt în fel de fel. Și eu sunt... Nu m-am mișcat din loc. Nu m-am mișcat din loc. Eu sunt, domnule, n-am 50 de ani. Pe bune, fii serios. Ce ai 50 de ani? Timpul ăsta n-a trecut, nu s-a întâmplat, dar s-a întâmplat. Și la fel, acum, poc, o să mor aici. Dar eu am grijă pentru ziua de mâine și poi mâine și răspoi mâine. Fac planuri, chestii. E o pendulare între... Pe de aici vine frica. Și... Dar cred că de aici vine frica. Da. De ce trăiești la timpul prezent și spui adevărul? Ce mai da. Ușor de-a. Pare că festivalul are un public din ce în ce mai numeros și asta e încurajator. Să... Da. Funcționez ca majoritatea bipezilor, adică îl identific atunci când se petrece. Nu pot pune o etichetă precisă spre, pe rău ce e el, de unde vine. Am o mulțime de opinii legate de lucruri pe care le scotesc eu ca fiind rele sau decizii, alegeri greșite, rele, de urmare. Dar nu pot spune mare lucru despre asta. Dar am zis, bine, o să vin pentru că mă ajută și pe mine să-mi pun puțin, să pun ordine puțin în cap. Am auzit o bătaie. Gata. S-a terminat conferința. Am făcut interviu cu Cristi Puiu. Am asistat la conferință. Am luat notițe. Cum a fost? A fost un om viu, un om adevărat, cum a zis și Marius Răzorcă. Da.
Mițe a fost nimic, nicio surpriză. A fost în tonul dialogurilor sale și speech-urilor sale ce a fost în seara asta. La fel de firesc, la fel de amuzant pe locuri. Și a meritat să veniți? Dați radio-ul mai încet. Supra de măsură. Da. Au făcut o treabă bună aici cu această despre rău. Unde ai mai încet? Ba da. Cred că, nu știu dacă se aude bine. Plouă urât. A fost o vreme așa apăsătoară. Să pun ceva, un CD care se numește Sensul Vieții. Apropo de sensul filmului. Tot Adrian Enescu? Nu, este o muzică de studio a unor timișoreni care se numesc Ilie Stepan și proiectul său Stepan Project. Iar acest album, Sensul Vieții, a apărut în 1996, numărul 21 de ani. Sensul vieții. Am vorbit despre rău, m-a pui muzică despre sensul vieții. Ea crezi că dacă vorbești despre rău, găsești și sensul vieții? Te apropii oricum de adevăr. Te apropii de adevăr. Leopoldina Bălănuță spunea dacă lucrurilor urâte, vulgare, li s-ar spune pe nume, le-ai lua din putere. Așa, menajându-le, cocoloșindu-le, prefăcându-te că ele nu există, le dai putere să existe, dar dacă le spui pe nume... Despre rău, iar Cristi Puiu, ce spunea de fapt, că mai mult decât a vorbit despre rău, de fapt, peste, că vedem răul peste tot, dar de fapt... 21 și 46. Frica care ne împiedică care nu ne lasă să fim noi înșine. Ok, plecăm spre Timișoara. A fost întăriți, o seară frumoasă și iluminați. Da? Facem un cut aici. După Iacob de Geo Bobza, film pe care l-a făcut eu, Mircea Daneliu, în 86, 15 ani mai târziu. Așa, deci Iosif Demian a filmat acele filme. După aceea a mai filmat un film care se numește Zidul, despre un comunist care imaginați-vă și ce a scris la România și că liberă era de legalistă. Subiectul nu contează că sub el acum, în schimb e admirabil filmat de Iosif Demian. Și ca alți câțiva directori de imagine a făcut mutarea de la director de imagine a devenit director, adică regizor. Și el este unul din, dacă nu aș zice cel mai fericit caz de fost operator care a ajuns regizor, adică prin cele două filme, O lacrimă de fată și Baloane de Portugal, acestea sunt categorii. Ce nu despre ce vorbim, cred că l-am văzut, dar nu... O lacrimă de fată. O lacrimă de fată. O lacrimă de fată e un fals documentar, despre ce? Despre, apropo, e inspirat dintr-un roman, se numește Bunicul și o lacrimă de fată, de Petre Sărbudean, așa, quasi polițistă, e implicat. Și o fată dintr-un sat, o fată, între 20 și 30 de ani, e ucisă. Și se pune problema unei anchete. Sosește pentru anchetă procurorul, sosesc niște alți oameni cu acest procuror, un operator, ca și fetele din spate, numai că spre deosebire de ele nu au aparat foto, ci au aparat de 16 mm, și care filmează toate chestiile astea. Deci în tot filmul tu vezi și pe operatorul care filmează chestiile astea. Aha. Și e filmat extraordinar de viu, asta i-a și plăcut de instinct. Ce senzație de autentic. Și toate mutrele alea, țăranii aia din sat, fetele alea din Ardeal, arată, nici nu vreți să știți cum arată, cât de autentic arată, de nimic fals. Și replici, și situații, și astea. Și, repet, eu anchetă. Cine a ucis-o? Și discuții cu ăla, cu ăla, cu ăla, și vreau, sigur, africi. A ucis-o. Foarte bine. Este filmul în care a debutat Dragoș Păslaru, Mărintea Valerian, în rol de milițian. Cred că l-am văzut. Și atât de bine a jucat în rolul ăla de milițian, încât
Caterina Oploi, care era critic de film și directoarea revistei Cinema, 25 de ani, nu șefa la revistei Cinema, după ce a văzut film, a zis, de mine, eu pleacă de aici, asta e milițian, mă, nu e actor. Nu e actor, de 3 ani a terminat institut de actor, la, mi-a și spus unde la mic, la unde a făcut, la Piatra Neamț. Nu, domnule, băi, ăsta nu se poate, ăsta e milițian toată ziua. Da. Foarte bun. Dorel Fișan. Daniela, mai vrei să spui ceva? Nu mai vreau să spun nimic. Probabil o să întreb ceva. Din Arad. Am bine. Am filmat. Stai că n-am terminat placa cu Arad, Arad roșu. Mai e. Asta înseamnă bateria, nu? Și bateria și cardul. Și cardul, wow. Așa, al doilea. Aolo, deci am muncit. Deci o să ai ce monta, Dara. Da. De fapt, al treilea, că mai ai și cardul din aparatul meu. Studenții ambasadori, știi? Mm-hmm. Vai, ce mă dureau mâinile! Și mai aveam și ghiozdan cu laptopul spate. A fost oribil. Da. Dar mi-a plăcut. Facem cat. Aici, da? A fost peste. Da. Da.